Noaptea trecută a fost incendiat încă un utilaj de pe un șantier din municipiul Hunedoara, demarat pentru realizarea unui proiect cu fonduri europene. Este al doilea utilaj căruia persoane necunoscute i-au dat foc și al treilea act de vandalism înregistrat în Hunedoara în ultimele luni. Primarul Dan Băbăuțanu este de părere că toate cele trei acțiuni au scopul de a speria sau de agonia actualii sau potențialii investitori pe principiul că orașul nu prezintă siguranță. S-a întâmplat azi noapte în jurul orei 3, 3 spre 4, la intersecția Bulevardului Republicii cu strada 22 decembrie. Acolo se lucrează la așa numitul coridor de vest pe fonduri europene care duce către Castelul Corvinilor și la intersecția respectivă se lucrează la noua semaforizare de către societatea comercială care a câștigat licitația. Ca și în cazul incendierii excavatorului folosit pe un alt șantier din Hunedoara, autorii și-au semnat acțiunea scriind mesaje cu caracter rasist. Se presupune că și de data aceasta scopul incendierii și a mesajelor este acela de incitare la ură, însă primarul Dan Băbăuțanu este de părere că ținta este cu totul alta, mult mai gravă. Vizează investițiile care se fac în Hunedoara. Parcă este o dorință din partea cuiva de a le bloca cu orice preț, de a arunca o imagine negativă asupra municipiului Hunedoara, pentru că ca și investitor îți pui multe întrebări. Dacă să intru în Hunedoara să lucrez sau să nu intru. Chiar azi dimineața am fost sunat de patronul societății a cărui mini-scavator a luat foc. I-a fost la foc și îmi spunea că n-am mai întâlnit așa ceva. O ură împotriva investitorilor. Ancheta poliției, demarată încă de la vandalizarea grădiniței, continuă. Toate cele trei dosare au fost conexate, iar între timp au apărut și o serie de indicii. Am purtat o discuție în cursul acestei zile cu comandantul Poliției Municipale, care m-a asigurat de tot sprijinul. Am foarte multă încredere în comandantul Poliției Municipale, că este și un polițist vechi și un polițist care știe ce are de făcut. Mi-a explicat că sunt toate cele trei dosare au fost conexate și se află la Serviciul de Investigații Criminale al IPJ-ului și se ia în calcul nu doar posibilitatea ca un piroman să facă aceste lucruri, chiar și alte grupări. Aici cred că vorbim de un grup infracțional, că nu e cineva singur. Pe filmarea de la KFC se observau două persoane. Incidentele nu au stopat lucrările demarate, așa cum probabil și-au propus autorii, investițiile urmându-și cursul conform planificărilor.